la o ședință anterioară am ridicat problema necesității unui șofer la centru cultural, pentru că ei merg în străinătate și sunt în situații grele, că nu pot să asigure schimbul la mașină. Încă nu s-a putut, nu s-a realizat. De aceea doresc ca să studieze direcția noastră de resurse umane această situație, plus că a mai apărut o situație destul de grea, care trebuie rezolvată. E vorba de doi consilieri care trebuie la centru angajați. Pentru o informare corectă a situației au luat cuvântul managerul centrului Viorel Varvaroi și directorul general al Direcției Generale Organizare, Resurse Umane și Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean, Mihaela Elena Beldiman. Domnul șofer aici a rămas cu sprijinul de găsească. Dar luați-vă un șofer pe organigramă. Noi trebuie să-l avem postul, nu l-avem. Președinte, sunt angajați 4 șoferi, da. Cele 4 posturi existente la nivelul aparatului centrului cultural. Problema este că un șofer nu mai poate desfășura activitate. Trebuie să găsim o soluție pentru a muta acel șofer, pentru că deci spune în cazul o soluție, care... vă rog, da? Să aveți 4 șoferi care pot conduce. Să le acordăm, asta este problema. Am înțeles, da. Deci 4 șoferi care chiar conduc, da.